Din un direct, bine v-am regăsit, domnilor și domnilor. Continuăm programul matinal de servit cafeaua cu piper la Antena 3 Pitești și abordăm în continuare tematica fierbinte de la nivel național cu stabilirea unei date convenabile, nu știm însă pentru cine în mod deosebit, a alegerilor prezidențiale și parlamentare în contextul unei coaliții care se ține strâns până când și până unde rămâne de văzut. Vorbim de asemenea și despre planurile Partidului Umanist Social Liberal Argeș, pentru că invitatul nostru este domnul Ion Cornel Lazar, președintele PUSL filiala Argeș. Astăzi putem spune, da, cu adevărat o zi deosebită, pentru că la această dată sărbătorim Ziua Drapelului Național. Domnule președinte, bună dimineața și bine ați revenit la Cafeaua cu Piper. Să rămână până dimineața telespectatorilor dumneavoastră. Iată, așa cum am spus la început, sunt subiecte fierbinți de la nivel național și de ce nu la nivel local, pentru că avem aceste activități de petrecerea timpului liber care ar trebui să fie unele care să ne producă bucurie, evident. Dar avem și o zi importantă, Ziua Drapelului Național al României. Și aș vrea să încep cu acest subiect. Ce emoție vă creează sau ce gânduri vă creează această zi și ce ar trebui noi să înțelegem sau cum ar trebui să o sărbătorim? Da. Ce pot spune? Ziua Drapelului, un moment sau o zi deosebită pentru noi, pentru toți românii. Cred că ziua de 26 iunie 1848, când guvernul revoluționar în acea perioadă a stabilit ca tricolorul să fie simbolul tuturor românilor, la momentul respectiv era într-adevăr o semnificație deosebită, trăiai un anumit moment, eveniment. Cred că cu cât au trecut ani și vorbesc acum, în primul rând în această perioadă, parcă toate s-au schimbat. Nu mai este acea trăire sufletească atunci când vezi un simbol, așa cum spuneam, al tuturor românilor. Țin minte că în momentul când tricolorul românesc era scos, mă rog, în fața multor persoane, trăiai într-adevăr acel moment și acel eveniment din punct de vedere interior cu o mică teamă, da, o teamă de, nu știu, mă contrazic, o emoție. Da. Reprezentat ceva, onoare, reprezentat demnitate, drapelul reprezintă curajul tuturor românilor. Ei, nu cred că mai este așa. Și acest lucru s-a schimbat la noi, la români. Democrația după 1989, vă spun, din punctul meu de vedere, a adus și lucruri bune, dar și lucruri mai puțin bune. O anumită generație a înțeles într-adevăr ce înseamnă democrația, dar o mică parte, ca să nu zic o mare parte, au înțeles greșit democrația, au înțeles că nu trebuie să mai muncească, nu trebuie să respecte, nu trebuie să fie, cum să zic, o acea unitate. Deci drapelul, eu cred că înseamnă unitate, înseamnă dreptate, înseamnă onoare, înseamnă curaj și eu cred că este normal ca fiecare administrație publică locală să sărbătorească această zi și am înțeles că, cel puțin la tot ce înseamnă municipiul Pitești, lucrurile merg în această direcție prin activități culturale, da, prin activități sportive, ceea ce e un lucru extraordinar. Ne-a rămas un simbol al românilor, drapelul, tricolorul și eu cred că trebuie să-l privim cu respect, să privim, așa cum am spus, cu onoare și cu demnitate. E adevărat, de multe ori avem această tendință să credem și chiar să percepem faptul că anumite lucruri extrem de importante s-au mai diluat. Însă, atunci când auzim imnul României sau vedem tricolorul nostru pe cele mai înalte podiumuri și aici fac referire la partea sportivă, pentru că și în acest capitol tricolorul ne face într-adevăr să vibrăm și mai ales că astăzi România va juca, nu-i așa, un meci extrem de important în cadrul campionatului european. Cu siguranță tricolorul va fi un simbol care ne va face inima să tresalte. Aveți perfectă dreptate și am spus și eu, sunt momente când tresărim la ceea ce înseamnă tricolorul, melodia pe care noi o ascultăm de fiecare dată când drapelul României se ridică pe cele mai înalte
podiumuri și culmi, sigur da, că da. Da. Și să sperăm că și astăzi, după ce vom asculta imnul României, vom avea marea satisfacție de a merge mai departe în grupele campionatului european. Da, așa cum am spus, suntem mulți care tresărim, suntem mulți care simțim, practic, atunci când ascultăm tricolorul, dar, din păcate, așa cum spuneam, mai sunt și mulți care nu privesc cu aceeași satisfacție, cu aceeași trăire imnul național al României. A trebuit să cerem învoire de la otomani să ne punem tricolorul pe produsele atunci când România avea așa o creștere, a început să aibă o creștere economică și a trebuit să prețuim acest lucru până la urmă, nu-i așa? Știm cu toții că prima dată când s-a arborat simbolul, să zicem așa, a fost acceptul otomanilor să fie pus pe corăbile noastre românești decât cele două culori, galben și albastru. Roșu a venit un pic mai târziu când, mă rog, semnificația era clară, sângele vărsat de către strămoșii noștri pentru dreptate, pentru tot ce s-a întâmplat în întregirea neamului și așa mai departe. Da. Iată, am ținut neapărat să începem emisiunea noastră de astăzi cu discuții care țin de semnificația acestei zile, Ziua Drapelului Național, pentru că, da, ar trebui să-l cinstim și să ne gândim ce eforturi au fost făcute ca el să fluture, nu-i așa, și să ne reprezinte și, doi, să fim mândri că îl reprezentăm pe el prin fapte demne, bune, curajoase și așa mai departe. Ei bine, despre drapel și despre aceste trei culori, să nu uite nici ale și neamului, cum s-ar spune, pentru că numele lui trebuie să facă fapte pentru întreaga țară. Și trecem la următorul subiect, pentru că par să fie tensiuni în coaliție pe data alegerilor prezidențiale. Să fie septembrie, să fie noiembrie. Sunt încă discuții, ieri a fost o ședință, nu s-a ajuns neapărat la un rezultat final. Cum vedeți aceste negocieri pe data alegerilor prezidențiale? Doamnă, în primul rând vă mulțumesc că îmi dați ocazia să fiu astăzi aici. Este a doua apariție după ce au fost alegerile locale. Am venit și atunci și, mă rog, am arătat un pic de dezamăgire și în acest moment cam aceeași situație, în aceeași situație mă regăsesc, puțin dezamăgit de ceea ce se întâmplă la noi în țară. O spun și de fiecare dată, mă rog, o să am ocazia să mai spun, au fost, din punctul meu de vedere, alegerile locale greșit, dacă pot spune așa. Comasarea lor a însemnat o greutate pentru foarte mulți alegători, ceea ce a demonstrat că sunt foarte multe voturi nule în toată țara și la noi în Argeș, ceea ce arată că oamenii n-au știut să voteze, prea multe buletine de vot, prea multe neclarități și iată, am ajuns în situația în care un ales local să aibă un procent mic de reprezentativitate în administrația locală respectivă. Iată că acum, am spus-o și atunci, o spun și acum, interesele celor puternici, interesele celor mari, ne obligă pe noi, cei mulți, dacă pot spune așa, să asistăm și să acceptăm anumite decizii pe care ei le iau sau sunt convins că ei le vor lua. Acum, aceste interese sunt, discutam în pauză și cu colegul pe care l-ați avut dumneavoastră, domnul Grigore, aici în platou, nu e normal, mă rog, două săptămâni, diferență, PSD-ul vor mai înainte, PNL-ul vor mai târziu. Dacă noi, cei care mai ascultăm anumite probleme și să zicem că le înțelegem, ce înțelege cetățeanul când vede tot timpul asemenea discuții și asemenea probleme, vai că se duce alianța, vai că... Deci, sau că se negocieze șansele unuia sau altuia, când până la urmă trebuie să avem... Dar suntem într-o alianță, nu? Care prezentăm ca stabilitate, că e singura soluție pentru a avea stabilitate în România, singura soluție de a crea un viitor luminos. Iată că interesele sunt individuale, adică eu vreau așa că am mai mult interes, ceilalți... Așa pare. Și se discută și de comasare până la urmă, iarăși, prezidențiale cu parlamentarele. Va fi, repet, eu sunt aici să spun un punct de vedere, când vorbesc despre partid, o să vorbesc în numele partidului. Da. Dar acum, din punct de vedere personal, eu cred că
dacă se va ajunge și iarăși la vreo comasare, va fi din nou o greșeală, pentru că e foarte greu pentru cetățeanul de rând să înțeleagă și să meargă corect la vot. Se insistă pentru luna septembrie, 15 septembrie, 29 septembrie, primul și al doilea tur, însă liberalii se pare că și-ar dori mai mult final de octombrie, început de noiembrie. Până la urmă, dacă ar fi să ne gândim să avem alegeri prezidențiale în septembrie, ar însemna ca în august să fie campanie electorală, nu-i așa? Și pe de altă parte, suntem în plină vară, suntem în perioada concediilor, ar avantaja pe cineva, nu știu, vreo formațiune politică, dacă n-ar fi așa de multă prezență la vot sau nu? E greu de înțeles, pentru că dar cine strategii celor două formații politice care acum ne dictează nou viitorul pentru următorii 4 ani de zile, sunt convins că fiecare din stratega celor două partide au analizat și sunt și pro și contra pentru anumite date. Dar, repet, la mijloc înseamnă interesul fiecărei formațiuni politice și noi, cei mici, dacă pot spune așa, trebuie să ne adaptăm și să înțelegem că așa este democrația. Nu, doamnă, eu vă spun, dezamăgirea cu care, mă rog, nu trece de ceva timp, este că democrația, eu am înțeles-o cu totul și cu totul altceva. Să am posibilitatea să mă exprim liber, să am posibilitatea să conlucrez cu cei în libertate și în onoare și cu demnitate, nu este așa. Cel mare dictează dictează numărul de semnături care trebuie să le restrângi, dictează cine să facă parte din secțiile de votare, dictează cine să fie prezent în anumite locuri. Nu e normal, am spus și o repet, și poate cineva mă ascultă, dar eu am să propun și la nivel național, fiind și pe acolo o perioadă sau când mai suntem, nu e normal ca un primar care candidează pentru funcția de primar să aibă în toate secțiile din localitatea respectivă din administrația, reprezentanți din administrația publică pe care o conduce. Este o aberație, eu așa o văd, dar e democrație. Așa le-a permis legea sau așa le-a permis? Le permite legea. Cine face legea? Cel mare, da, nu? Cel mare, exact. Și ajungem acolo când spuneam eu că cei puternici mimează că este în democrație, că totul e libertate, că totul este, mă rog, lucrurile sunt la locul lor. Da, și prezidențialele, să sperăm că vor aduce normalitate. E un an greu, într-adevăr, pentru toți românii, pentru că odată ce se va termina cu aceste alegeri și cu impresia că totul e normal, că nu vor fi, că totul e curge a miere, odată ce se va termina, eu zic că vom trece prin mari greutăți, pentru că ne vom da seama că avem mari datorii externe, da. Avem mari probleme interne în țară și o să intrăm iarăși un an, doi, trei, că ce am făcut, ce am dres, iarăși am greșit, ce am votat sau n-am greșit, că totul merge bine. După 4 ani de zile, iar se uită totul și mergem și o luăm de la capăt. Ei bine, domnule președinte, ați functat foarte bine, în sensul că sperăm să nu vorbim doar despre data alegerilor prezidențiale până când nu se mai poate, până la termenul maxim, în contextul în care, într-adevăr, avem alte probleme care ar trebui să fie luate în centrul atenției și să nu fie neglijate, nu de alta. Adică să nu facem un subiect și să tot avem ședințe, gândeli și răzgândeli pe data alegerilor, ci să ne ocupăm într-adevăr și de problemele reale ale României în acest moment. Aveți perfectă dreptate și eu vin și am mai spus în emisiunea dumneavoastră, aș dori să văd în fiecare zi pe posturile naționale, pe posturile locale de televiziune, presă, în care să vedem, să scoatem în evidență lucrurile bune pe care le face actuala coaliție, concret pentru cetățean. Să ne bucurăm de ceva, să simțim, băi frate, de mâine, uite, asta este un lucru extraordinar și să ieșim în stradă de bucurie. Nu mai vedem așa ceva. Na. Parcă și există o presiune asupra tuturor, asupra cetățenilor, o presiune de neîncredere, o presiune de instabilitate. Totul se încearcă să reducă din, așa zis, din normalitate, din toate sectoarele de activitate.
Aș dori, așa cum spuneam, mi-aș dori să văd sute și sute de oameni, mii de oameni în stradă de bucurie că uite, voi facem acest lucru. Eu parcă văd că totul înseamnă distrugere, înseamnă diminuarea tuturor a normalului, diminuarea normalului în viața noastră. Și nu știu până când vom rezista sau până când vom putea merge așa. Că sunt programe pentru tineri, că sunt programe pentru tinerile familii, că sunt programe pe infrastructură, să fie, nu știu, mai promovate, nu-i așa, mai aduse în atenție, mai explicate pe înțelesul tuturor, ca să fie și bine implementate până la urmă și accesibile. Și să poată fi simțite, să poată fi trăite. Resimțite în viața. Și simțite și resimțite în viața de zi cu zi, sigur. Exact. Da. Acest lucru nu se întâmplă și... Dar să sperăm că odată ce terminăm și cu prezidențiale și cu parlamentarele și cu tot, vom intra normal. Dar, așa cum spuneam, mi-e frică să nu fie mai rău. Adică atunci să simțim adevăratele greutății. Să rămânem optimiști, domnule președinte. Ne avem încotro, trebuie să rămânem optimiști și să punem presiune și noi cei care putem, noi așa, să scormonim în așa fel încât să avem și să transmitem informații printr-o comunicare eficientă. În altă ordine de idei, ce mai face PUSL Argeș? Care sunt planurile? Cum ați ieșit după aceste alegeri? O mică trecere de vistă după aceste alegeri locale și ce urmează de acum încolo? Doamnă, în primul rând pot spune că Partidul Umanist Social Liberal în Argeș există. Da, față de 2020 noi avem un rezultat mai bun. Bineînțeles că puteam vorbi de reușită dacă intram în ceea ce înseamnă guvernarea locală, adică organizația la municipiu, județean. Nu a fost să fie, nu sunt supărat în privința asta. Rezultatul nostru al filialei față de ceea ce s-a întâmplat la nivel național este în regulă, dar îmi pare rău că nu ne-am făcut înțeleși cu adevărat, pentru că era nevoie și de umanism în ceea ce înseamnă guvernarea județeană. N-a fost să fie, vom analiza. Am așteptat o perioadă ca lucrurile să intre normal, să vedem foarte clar rezultatele, să avem procente, să avem o situație clară. Urmează zilele următoare o întâlnire cu tot ce înseamnă alegeri locali, cu tot ce înseamnă organizația județeană. Bineînțeles, avem și noi o decizie în ceea ce privește direcția pe care noi o să mergem. La nivel național, doamna Grațiela Gavrilescu a fost numită reprezentantul nostru în ceea ce înseamnă, dacă pot spune, negociere privind alegerile care urmează, pentru că vrem, avem niște procente la București, în teritoriu, astea de 3%, de 4%, de 2,5%, deci sunt oameni care au votat Partidul Umanist Social Liberal și care printr-o direcție foarte clară pot merge într-o direcție sau alta, atât la prezidențiale cât și la parlamentare. Ne vom aștepta cu siguranță și la un reprezentant pe USL pentru alegerile prezidențiale. Aveți deja informații? Se discută o alegere sau un portret de prezidențiabil umanist? Pe data de 1 iulie, noi, toate filiale, trebuie să avem o anumită direcție, o anumită să clarificăm o anumită situație și urmează să avem o întâlnire la nivel central tocmai pentru a decide ce se întâmplă în continuare și probabil după această întâlnire vă pot răspunde și la întrebare. Da. Din perspectiva dumneavoastră, cum ați contura, nu știu, un portret de prezidențiabil? Să fie, eu știu, un viitor președinte al României, de ce nu analizând și punctele forte și slăbiciunile celor care au trecut până acum în această funcție? Doamnă, am vorbit aici în emisiunea noastră de normalitate și de onoare și de demnitate. Vreau ca președintele meu, președintele ales, să poată să scoată din mintea tuturor românilor că votul nu contează. Vreau să scoată din mintea românilor că onoarea și demnitatea înseamnă foarte mult în Europa și în lume. Deci un președinte într-adevăr cu demnitate și onoare, un președinte al tuturor românilor, așa cum spuneam, să aducă
pentru următoarele alegeri să insufle cetățeanului că votul contează, pentru că cu toți cu care am vorbit, cam aceasta este problema. Nu contează votul, contează cine numără voturile sau ce ne dictează cei din afară sau din America sau din Europa, cine va fi președinte, cine vor numi ei, acela va fi președinte. Nu, eu nu vreau să cred asta și președintele va avea un mare rol de unitate. Și apropo că suntem și într-o zi deosebită a tricolorului, a unității noastre naționale, de acest om avem nevoie să ne unească și să simțim românește, să simțim că vrem să trăim fără grijă zilei de mâine și cu, mă rog, fără anumite situații cu care ne confruntăm în acest moment. Să păstreze echilibru, nu-i așa? Este important. Atât la nivel moral, de ce nu? Pentru că știm foarte bine, dacă noi suntem bine și avem o stare psihică, de ce nu? O stare psihică bună și prin condiții de trai decente, pentru că ne simțim bine automat și la nivel psihologic, automat că pe o stare de echilibru ușor, ușor se poate construi. Atât interior, cât și extern, nu-i așa? Interior, cu țările Uniunii Europene. Doamna, vedeți, românul nu are exagerări, românul nu dorește extreme. A spus foarte bine, românul are nevoie de echilibru, românul are nevoie de acea stabilitate ca să poată să implice cu adevărat în realizările societății. Deci, cum spuneam, nu avem nevoie de exagerări, dar să vedem și cei care, într-adevăr, vor să facă asta, să ne conduc, că într-adevăr ne vor sau ne respectă sau ne reprezintă interesele noastre naționale. Eu vreau să cred că am greșit enorm timp de 8 și încă 8-16 ani când am trecut prin multe greutăți cu cei doi președinți. Din păcate n-a fost, din punctul meu de vedere, n-a fost o situație chiar atât de în regulă. Avem posibilitatea acum să gândim, să apreciem și să găsim acea persoană care, într-adevăr, ne reprezintă interesele tuturor românilor. Da. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Rămâne de văzut până la urmă cine sunt cei care vor intra în această cursă pentru președinția României. Până atunci să auzim numai de bine. Vă mulțumesc și eu pentru atenție. Dana Popescu sunt. Rămâneți cu Antena 3 CNN. La revedere!